pentru satele noastre, pentru orașele noastre, pentru capitala noastră, pentru Chișinăul nostru, pentru Viena, Paris, Roma, Berlin, Londra, pentru oameni, pentru continuitate, un oraș în dezvoltare, așa încât să ajungem să fim și noi în rând cu oamenii. Cum vedeți orașul nostru peste 5-10 ani? 5-10 ani mă tem că o să mai rupă din pământul comunist, cum a rupt și înainte. Oraș în dezvoltare. Oraș frumos, liber, cu oameni mulțumiți și trebuie cinci cei cam puțin. Încă așa suntem noi moldoveni. Noi cam pe alocuri avem talaghiul. În cauza asta, în 20 de ani de zile, loc să mergem înainte, am mers înapoi. Într-o viață mărea, tot mărea și mărea. Dar sper că data asta și clasa politică și alegătorii au conștientizat că viața merge înainte și nu are sens să stai pe loc sau să mergi înapoi. Sunt multe probleme în Chișinău. Care credeți că o să trebuie rezolvate urgent? Nu. Toate, fiindcă avem un oraș cu o infrastructură veche, cu clădiri veche, tot sovietic, în stil comunist și pentru asta e nevoie de mult timp, dar și mai mult de, mulți bani. Pentru că cum n-ai da, ce n-ai face, dorința e mare, dar portmoneul trebuie să reziste. Și iată aici avem problema și pe Chișinău și pe întreaga Republică. Banii care ne aduc fericire. Iată aici e problema. Cu oamenii avem. Dar, din păcate, avem și care fără.